Sondajul realizat de Daniliae Morega arată că în cazul în care mâine vor fi alegeri, PSD ar obține cele mai multe voturi, 32-33%, PNL 26-27%, PMP 4-5%, Pro-România 3-4%, în vreme ce USR-ul nu se mai aude, iar partidul condus de Tăriceanu, ALDE, nu a fost prezent în sondaj. 27%, partid care de fapt nu crește printr-un program pe care îl are ca alternativă la programul PSD-ului sau prin niște lideri care să fie locomotivele sau locomotiva Partidului Național Liberal, ci numai pe greșelile, ci numai pe faptele negative pe care le-au înfăptuit cei de la guvernarea Partidului Social Democrat. Deci pe această bază este creșterea PNL-ului. În legătură cu PMP-ul, este undeva la 4,5%. Nu se știe mai intră sau nu mai intră. USR-ul categoric va intra în Parlament. Dar este și Platforma 100, care nu trebuie să o pierdem din vedere, a lui Cioloș. Fostul deputat spune însă că liberalul Marcel Romanescu va fi greu de depășit în lupta electorală. E bine cotat în sondajele de opinie ale Partidului Național Liberal. Și în altă ordine de idei, după câte ați observat și dumneavoastră, fără să fiu părtinitor, astăzi Marcel Romanescu nu mai este cel care a preluat funcția de primar de ieri. A început să-și dea drumul, după ce a început să cunoască problemele administrației publice ale municipiului Târgu Jiu, a început să își realizeze proiectele și promisiunile față de electorat. Și mai mult ca sigur, el poate să fie câștigătorul și din 2020 a funcției de primar la nivelul municipiului Târgu Jiu. Fostul deputat a mai declarat că Mihai Weber va obține funcția de președinte al partidului PSD, iar Cosmin Popescu președinte executiv al formațiunii politice aflate la guvernare.